Bună dimineața, dragii mei, și mă bucur să ne revedem. Suntem tot aici, tot în platoul de ale dimineții. O altă zi, o altă zi frumoasă. Sper să fie soare, atât afară cât și în sufletele noastre, așa cum ne-am obișnuit. Vorbim despre lucruri frumoase, despre realizări, despre pasiune. Astăzi chiar vorbim despre pasiune și despre talent și să mai vedeți ceva, despre hobby, cred, nu știu. Dumneavoastră deja știți cine va fi invitatul meu, pentru că eu am divulgat de ieri dimineață deja cine va fi invitatul meu de astăzi, dar haideți să-i facem o surpriză. Rosi, te rog, mă ajuți? Ursul de mămăligă de la mama Maia nu este o mâncare. E un secret. Ți-ai trădat familia. Ce mi-ai făcut? M-am măritat, am făcut un copil, am deschis restaurantul la care am visat toată viața și acum divorțez. Super! Nu de divorț, zic de restaurant, îți dai seama. Dacă asta mânca mama Maia, înțeleg de ce a luat o răzna și a murit. Dacă o vrei pe fata asta, mergem amândoi în bucătărie și atâta facem rețeta asta până mâine. În sfârșit ai vorbit ca un tată. Am adus marfa, îmi dau banii. Mama aia, să meritați. Deschide geanta. Panzani. Bună dimineața, eu mă uitam, am rămas la televizor. Bună dimineața, Semi, bine ai venit. Bună dimineața, Ioana, mulțumesc pentru invitație. Eu trec peste prea introducerea aceea lungă care făceam de obicei, dar o întrebare. Te rog. Eu te cunosc pe tine și suntem prieteni deja de câțiva ani. Chiar mă gândeam la asta în timp ce veneam spre tine cu viteza luminii, adică nu, cu 90 la oră și 50 regulamentar. Dar mă grăbeam să ajung de mulți ani, așa-i. Când avem povești... venit în 96 în Orăștie și o să ajungem la acea poveste. Mama ta este și mătușa ta, Iliana, pe care le salut și sunt convinsă că sunt unde alături salutăm de noi. Au fost, să zicem așa, printre primii oameni care... au fost alături de mine în modul cel mai sincer atunci când eu am venit în județul Hunedoara. Ce frumos, să știi că nu știam asta. Mulțumesc și pe această cale. Cu mătușa ta, care, Iliana, care este plecată din țară în Spania, să știi că țin legătura. Serios? Și pe Facebook și ne vedem destul de des, să spunem așa. Te ce salut, frumos. Iliana. Pe mama ta chiar n-am văzut-o de foarte mulți ani. E la fel de frumoasă, cum o știi. Și la fel de bună. Da. Adică și cel mai bun om din lume. Acum, exact. Probabil că dacă întrebi asta, fiecare îmi va zice același lucru, dar chiar mama mea e cea mai bună din lume și cea mai drăguță. Este într-adevăr cel mai bun om din lume și vă spun de ce. Lângă mama lui Sebi nu există om care să facă foame. La propriu. Tu chiar vrei să mă faci să plâng acum? Nu vreau să te fac să plângi, vreau să-ți spun că... mă leagă, deși nu m-am văzut cu mama ta de foarte mulți ani, să știi că este una dintre persoanele la care eu mă gândesc destul de des. Serios? Foarte des. Adică nu mă aștepta la asta, nici nu știu ce să reacționez acum. Nu trebuie să reacționez. Și spuneam că nu vreau să am emoții, dar acum chiar m-a emoționat complet. Poți să scot un șervețel? Chiar te rog. Da. Să te rugăm să te simți, okay. Nu ca acasă, să te simți în largul tău, ca acasă probabil. Ai, ce mi-ai făcut, Ioan, acum? Asta e adevărul. Nu așteptam să spui asta și chiar îți mulțumesc din suflet că spui asta.
Eu știu foarte bine că nu știam exact care este tema emisiunii, dar am venit că mi-era foarte dor să mai povestim și să ne vedem și poate chiar cu ocazia să-ți transmit niște mesaje oamenilor care ne urmăresc. Dar dacă este să discutăm despre mame, deși o să am foarte mare emoție că vorbim despre asta, pentru că ea este sufletul meu și acum, indiferent de vârstă, mama este mamă și știi cum este? Cumva în momentul în care ajungi să fii părinte, vorbele astea au altă rezonanță. Ești copil atâta timp cât ai părinți, știi? Și chiar mă gândeam acum pe drum ce să povestim, dar vreau să zic că eu personal, deși trăim într-o lume așa tumultoasă, să zic, agitată, care este pe grabă, chiar și eu am întârziat și îmi cer scuze, ei sunt cumva, cred că ancora asta care ne țin pe un drum, știi? Nu știu și nici nu vreau să aflu foarte repede, deși toți părinții până la urmă vor fi îngeri, cum va fi viața mea fără ei, dar sunt recunoscător și personal cred că trăiesc cea mai frumoasă perioada vieții mele acum. Îi am pe ei sănătoși, am familia, copii sănătoși. Până la ce poate să-și dorească mai mult în viața asta, nu? Sunt doi oameni minunați, Maria, îi spuneți Măriara sau îi spuneți Maria? Eu zic mami. Mami. Și domnul Mercurian. Ai emoționat tare acum. Se vede, sunt doi oameni se vede tare în cameră. Care au crescut doi băieți minunați. Da. Pentru că tu și Iisus da. Sunteți doi băieți și ne iubim foarte mult. Știu asta. Înainte de a fi frați, parcă sunteți cei, eu vă văd, cei mai buni prieteni din lume. Amanăluțu, sper să nu te superi pe mine, dar cumva eu v-am văzut crescând împreună, da. În ideea că tu cumva l-ai crescut pe Năluțu. Așa s-a și întâmplat. Și i-ai dat cumva un drum în viață și povestea voastră de viață este foarte frumoasă pentru că tu te-ai dedicat brutării ei. Da. Colega mea vrea să-ți spună ceva. Mai transmit. Bună dimineața, Andra! Ea e de vină pentru că m-a emoționat. Da. Ce trebuie să fac? Nu știu, ne mai spuneți odată ce trebuie să facă să... Acum, la valiera fâșie. Da. Scuze. Pentru că am mai emoționat și acum fac gesturi, mă mișc, ca să... Tu trebuie să te simți, ești, eu știu direct. Că tu ești așa și mi-am anumat acest... Adică chiar nu mă așteptam la partea asta, mă așteptam să vorbim cu totul și cu totul altceva. Eram sigur că nu o să am emoții, dar când discutăm despre familia mea, este imposibil să nu am emoții, pentru că mă bucur foarte tare că tu vorbești atât de frumos despre mama mea și este un adevăr ceea ce spui. Nu spune niște lucruri să dea bine la emisiune sau la cameră. Eu mi-aduc aminte alimentarea din autocară, Sebi. Deci să nu uităm, mama ta... Și vreau să... Da, iartă-mă. Am prost obicei de a întrerupe oamenii, știi? În general. Dar nu cred că e genul ăla de emisiune. Nu putem nu să putem fim să cum fim vrem noi. Da. Vreau să zic că vis-a-vis de fratele meu, da, așa este. Pentru că nu știu câți oameni știu, povestea brutăriei Mercurian este chiar aia frumoasă. O afacere de familie care a început de jos. Părinții mei chiar au început dintr-o mică brutărie, da. Îmi amintesc că eu eram foarte mic și mi-era și rușine, maică-mea venea și vindea covriși prin curtea școlii și copiii zis, mă, cum erau răi, că bullying era și atunci, dar la alt nivel, știi? Bă, a venit mamă, dar să vândă covriși, fai, mi-era rușine de voi, vrea să intru sub bancă. Atât de dor dar, de covrigii mamei tale și de pricintele alea comuniște adevărate da. Dar, autogară? Ioana, ei sunt povestea adevărată a oamenilor care au început de jos și au muncit foarte mult și acum muncesc foarte mult și sunt mândri și cumva pentru noi a fost un exemplu. Adică mare parte din ceea ce sunt eu astăzi le datorez lor pentru că am luat exemplul ăsta și e foarte important să ai un sfat de la cineva avizat în viața asta sau pe cineva pe care îndrăgești sau admiri, dar e foarte important exemplul propriu, știi? Și când îl vezi și îl ai... Și noi l-am primit la clasic, știi că, apropo și o să vreau să și vorbim despre asta, cumva eu fiind un crescut la țară, deși nu par și parcă par de la Holio, da? De la Cucuiș, salut, cel mai cunoscut om din Cucuiș, vă iubesc mult. Noi am primit învățăturile astea simple, știi, adică să fii om, să dai bună ziua pe stradă, să mergi la biserică, să crezi în Dumnezeu, să nu faci lucruri, că te bată Dumnezeu, că așa mai departe. Acum, nu știu ce rezonanță au în ziua de astăzi, dar cumva cred că lumea asta nebună cu ghilimele de rigoare în care trăim, că
Cred că ăsta este singurul lucru care poate să-l țină pe linia de plutire, adică... Și cei doi nevoți. O, da. Și tu, și o, da. Cu Flavia aveți... Și apropo de asta, să știi că fratele meu pentru mine, că a fost o perioadă în care, o să uiteți, că m-ai luat așa prin surprindere un pic și m-ai emoționat tare și trebuie să-ți spun un mare adevăr, la un moment dat trebuia să și particip la Survivor chiar în anul trecut, în luna ianuarie. Îmi dai seama, eu grasul să mă duc la Survivor pe acolo, dar na, vreau neapărat să mă duc să mă vadă neamurile mele, dracu cu ei, că sunt celebru. Și mă gândeam așa la perioada aia când o să stau acolo și cumva urmărind emisiunea mă și există și un moment psihologic greu, îmi dai seama, fără mâncare, eu mai ales care mănc bine și îmi place slănină și toate alea, pita caldă și așa. Dar cumva mă gândeam că cel mai bun exemplu și motivație este fratele meu, Neluțu. Adică chiar îți spun sincer, nu că suntem în emisiune și ai deschis subiectul și mă bucur că ai făcut-o, deși mă emoționează teribil să vorbesc despre asta și o să par fătălău imediat că sigur mă scapă la crimă picea. Dar să mutați camera, vă rog, dacă se întâmplă asta, din cauza că am alergiile astea de toamnă, de la ambrozie, chiar dacă nu mai este ambrozie. Dar nu cu camera pe tine, știi? De ce? Tocmai asta era și asta a fost. Fratele meu este cel mai bun tată, cel mai bun frate, cel mai bun exemplu pentru mine și probabil că nu, mă rog, toată lumea zice la fel, dar el chiar este. Și îți mulțumesc mult că ai spus toate lucrurile astea frumoase despre familia mea. Nu puteam să aduc emisiunea unde vroiam eu, pentru că sau unde doream eu, pentru că trebuia să încep de acolo de unde a început prietenia noastră, cumva eu în acea perioadă te-am cunoscut, pe urmă s-a legat o prietenie frumoasă, anii ne-au despărțit, distanța, eu am plecat, ne-am mutat, lucrurile au mers, am mers fiecare pe drumul nostru, dar eu am rămas cumva cu atenția asupra voastră și chiar îi povesteam și Lunelu, m-am întâlnit cu el la Bursa Locurilor de Muncă, chiar dacă, și așa cum ți-a spus și ție, chiar dacă nu sunt prezentă acolo, în viața voastră, la orice... Ioana, prietenii rămân prieteni, cei care n-au rămas înseamnă că n-au fost, nu? Da. E un clișeu de adevărat. Răutățile, răutăcioșii spun că nu suntem prieteni dacă nu, dacă nu mâncăm împreună la masa de Crăciun. Eu n-am fost de acord niciodată cu asta. Ei, acum depinde... Unde-ți organizezi Crăciunul, știi? Când Maramureșul e complicat sau în alte zone. Prietenia rămâne depinde dacă tai porcul. Voi îmi rămâneți, da, exact, la fel de dragi ca atunci când v-am cunoscut și am mai spus-o și o spun și mă repet, mama ta și mătușa ta, Ileana probabil îți va povesti mai mult, datorită domnului Adrian Bex am ajuns să o cunosc pe mama ta, dar mama ta m-a ajutat extrem de mult la începuturile mele în județul Hunedoara. Mi se dracă spui asta pentru că am auzit de foarte multe ori lucrul ăsta și chiar mă bucur și merită să vorbim despre ea la modul ăsta. Chiar este un om minunat și un om care a muncit foarte mult în viața asta și este Liantul care ne-a ținut împreună acolo pe toți. Cu mari sacrificii, evident, dar vezi tu... Mergem, ce nu face o mamă pentru copiii ei? Și mergem, dragii te iubesc, mami. Și noi o iubim și ei transmitem. Iar am făcut alergie. Iar ai făcut alergie. Uite cum nu-mi dai pace și mă tot emoționez. Zi, te rog, zi ceva de film. Să zicem de film? Zi orice. Eu vreau să întreb așa, că mă faci să par fătălea aici. După... Nu că n-aș fi. Brutărie. După brutărie... Da. Alături de Crina ați deschis o altă super afacere. Nu mergem la domenii, că nu ne ajunge timpul dacă ne oprim la domeniile Străiului. Eu vreau să ajung în altă parte și la domenii venim mai la finalul emisiunii. Te-ai hotărât să devii actor pentru viitor, pentru totdeauna, permanent? Sau a fost cât timp avem la dispoziție? Mai avem, cred că, 30 de minute. Ok. Și vreau să mai deci, în tinerețile mele, începem așa și povestea. No, și partea asta cu actoria are o poveste frumoasă. La momentul respectiv, fiind tânăr, acum vreo... Să zicem în cameră, hai de mine, ne avem povești de acum, era zic 20 de ani. Cam așa, da. Hai de capul meu. Cam așa, să vă dați, să știi că sunt de aproape 20 de ani. Da. Da, și pentru mine a fost surprinzător, da. Aveam de 20 de ani. Fă și asta? Da, fac? Da. Deci acum 20 de ani,
Oare de ce am început povestea asta? Cu acum 20 de ani, că intru în depresia. Eu am vrut să fac film și teatru. Mi-am dorit foarte tare să fac film și teatru. Venind, îți dai seama, din Cucuiș, aveam și accentul ăla, ziceam furcuță, lingură, nu știu ce, n-aveai ce să faci, că era English cu limba în cerul gurii. Și eram foarte îndrăgostit atunci într-o relație și am vrut să mergem amândoi să le facem mari actori. Problema era la momentul ăla că eu nu aveam dicția și nu aveam vocabular și nici cărți citite, că în afară de As și Doi de Negru nimic. Fata respectivă era foarte bună și citea bine și avea dicție și știa să scrie corect, ceea ce este o mare realizare, evident. Dar nu avea zvâcul ăla, știi, care trebuia. Eu îți spun ce ne spuneau profesorii noștri. Și ca să vezi ce, cum este viața asta, am transpirat că așa a început și m-a emoționat tare și acum nu mai pot să-mi revin, dar e ok. Profesorul meu de atunci, soții Răileanu, pe care dacă cumva pentru o mare minune ne văd, îi salut cu mare drag, erau soț și soție și noi mergeam să luăm lecții de actorie. Și la un moment dat mi-a zis atunci că fata, iubita mea de atunci, nu mai are rost să vină, că nu are talentul care îi trebuie și am renunțat și eu. Nu zic că a fost o decizie rea sau mai puțin, dar zic că asta a fost soarta și viața, dar am rămas cu chestia asta, știi? Adică tot timpul mi-am dorit să fac lucrul ăsta. Nu știu cât de bun aș fi fost, uitându-mă acum la actori mari, gen Sandu Pop, Văru Sândel, alias Văru Sândel și bineînțeles cea mai frumoasă și savuroasă și incredibilă femeie Carmen Tănase. Care la momentul ăsta vezi cum e viața cumva, cel mai bun organizator în lumea asta și este Dumnezeu, că El face lucrurile într-un anume mod atunci când trebuie să întâmple ele, știi? Eu cochetând și dorindu-mi să fac actorie, îți dai seama că vorbind de Carmen Tănase era ceva suprem. Un vis. Un vis. Și n-am știut că o să joc cu ea. Și apropo de jucat, imediat o să vreau să zic și legat de fratele meu care ai descris discuția. Eu nu știu că o să fie ea, dar în momentul în care m-am uitat pe replici și era și după un eveniment, eram atât de obosit, nu mai știam de capul meu. Au fost mai multe replici, dar eram atât de obosit și atât de tare se vedea la cameră încât au trebuit tăiate. Eu speram să nu mă taie de tot și din film, că eu m-a chinuit să fac cât am putut eu de bine, să merg. Și eu zic, mai eu fioros ăla, că eu spită ou, știi? Dar povestește-mi cum ai de rolul. De mine, îți dai, eu mafiot, gândește-te, eu traficant de sarmale. Da, și mă măligă. Și dacă tot fac a dat sarmale, era perfect asta cu mă măligă. Da, dar cum ai ajuns, te-ai scris la un cast? Nu. E o poveste mai lungă, Papa Pictures, adică alias Văru Sândel și împreună cu Alin Punk, au mai făcut încă două filme, dacă nu greșesc, la noi în județ. Și aici chiar, uite, e o mică problemă vis-a-vis de promovarea asta. Că am te putea... rog, Rosi, pregătește materialul cu lansarea de la Deva. Bună dimineața, Rosi, bună dimineața, Andra, bună dimineața, Bianca! Pentru că în această dimineață suntem mai mulți ca de obicei, mulțumim! Aici mi se vede chelia. Asta e premiera de la București. Da. Las-o și pe asta, las-o să vedem. Vreau lansarea de la Deva, acolo unde Seba e printre copii, știi, în piață, în fața casei de cultură. Și acolo vreau un pic de sunet, pentru că, într-adevăr, Văru Sândel spune la un moment dat că el zice multe, te ocupi de ei de fiecare dată când vin în județ. Asta vroiam să audă telespectatorii noștri de acasă. Dar de acolo și până la a juca în film, e totuși cale multă. Uite, aici suntem. Ia uite ce mers, am de antilop așa. Da. Ai văzut ce figuri am în mine? Mi-am intrat bine rol, vezi? Cu ochelari de soare noaptea, cu tot ce trebuie, da? Vorbim, da. Am dat sonorul și la televizor, asta îmi face semn Bianca. Uite aici e Seba printre copii. Era ursuleții. Le dădeai ursuleți? Am vrut să facem... apropo, uite, vezi că mă fac să zic tot acum. Da. Noi am încercat să facem niște ursuleți de mămăligă la noi, la bucătărie și ne-au ieșit niște moșdrică.
La un moment dat unii s-au întâmplat, dar s-au congelat, arătau ca naiba și alții s-au spart așa, parcă au explodat. Și am zis, mă, dacă o să vină foarte mulți copilași la premii... Da. Foarte tare materialul, da. Vărul e ceva, n-ai cum să nu-l iubești. Incredibil. Bun, hai să nu pierdem momentul, să-mi povestești. Până le-am dat ursuleț de ciocolată. Da, ursuleț din a fost din Mafia Mălaiului. Mafia Mălaiului cu ursulețul de ciocolată. Mafiotul, cel mai mafiot dintre mafioți. E, acum vezi că un pic față am așa. Cine ți-a propus? Cum ați ajuns la Mafia Mălaiului? Povestea este în felul următor, la Secretul Zorilo, care s-a filmat la MADA, în cheile măzii. Apropo, îl văzut în film, locul arată absolut incredibil, impresionant și în realitate, dar în film arată chiar impresionant. Acolo la fel avusesem un rol micuț, pentru că mie îmi plăcea foarte tare și ei când au venit în județ... Ați câștigat și noi am, da. Un premiu am văzut în... Da, nu, campion pe sate am fost. Da. Am înțeles, campion pe sate. Ok, nu știu. Da. Film românesc. Nu ești impresionat. Nu, pentru că tine a fost, cred nu că nu sunt impresionat. Sunt foarte impresionat și glumesc și recunoscător. Vreau să zic vis-a-vis de poveste că ei au deja, sunt la al treilea film în județul Hunedoara. Întâmplarea face că la una dintre seriile Pupom 2 sau 3, că nu mai știu care dintre ele, au filmat-o la Răchițelele, în locul respectiv a explodat. Efectiv a explodat, este o cascadă frumoasă din câte am înțeles și acolo s-a dezvoltat foarte tare turismul. Eu speram din tot sufletul meu că se va întâmpla asta și aici la noi. Deși cumva n-am avut timpul necesar nici eu să ajut la promovare în direcția asta, dar tot ce a fost platou, tot ce a însemnat recuzită, se zice? Da, recuzită. Să par și eu deși recuzită, da. Așa. Au rămas acolo, au fost mulți oameni care au văzut poze și mai departe. Eu sper că cumva a ajutat apărând județul Hunedoara, film făcut în județul Hunedoara, foarte multe filmări făcute în George Bay, de exemplu, arătau extraordinar de spectaculos și cumva este un, cred că un foarte mare avantaj pentru noi, pentru că având județul ăsta atât de frumos și care are oportunități extraordinare vis-a-vis de partea de turism. Corect, suntem pe locul 2 după Constanța. Iona, vezi că internetul vinde, hai să o spunem pe aia dreaptă, da? Deci corect, promovarea da, trebuie făcută da, într-un anume fel. Și faptul că ei au venit la noi în județ, inclusiv, mă rog, eu am avut o mică parte și ajutoră cu ce am putut și când s-a putut. Vis-a-vis de Secretul Zorilo, am avut un rol acolo, dar la fel venisem după vreo 3 nopți nedormite, nu vrei să știi, aveam un cap de zici că am dormit în sobă și n-au avut ce să facă cu mine, adică pot și oamenii de la Machia să ajute, adică orice da, până într-un punct. Atunci am încercat partea asta și am rămas cu chestia asta, că mi-aș fi dorit să se întâmple. Discuția a fost că dacă vreodată va fi cazul și este ceva care se pretează, eu o să încerc cu mare drag să fac asta. Nu știam că este Carmen Tănase, că dacă știam că este Carmen Tănase, evident că o luam la fugă. Adică tu n-ai citit distribuția? Nu, adică eu venisem după un eveniment, m-am trezit, dormit 3-4 ore, am venit repede la locația unde se filma, nu știu dacă avem voie să spunem. Și mi-am citit replicile repede și vedeam mama aia. Și la un moment dat am văzut-o pe doamna Carmen Tănase trecând și atunci mi-am zis în minte, aoleo, sper să nu fie ea. N-am cum să-i dau replica la Carmen Tănase, cum să îmi tremure sufletul în mine. Și după aceea tot e un logic al lucrurilor, mă gândeam, n-are cum, deci sigur ea e rolul principal, mama aia n-are cum să nu fie decât Carmen Tănase. Vreo 45 de duble am făcut, că prima replică m-a ieșit, am venit cu mălaiul, îmi vreau banii. Nu-i bine. A doua replică? Nu, ești așa, o chițăită, așa ceva, că eu am venit cu geaba. Era bine să mergi doar mentele astea. Nu există! Și eu am venit cu geaba. Înregistră, eu vreau să le mă... La nu. Ce le pot obține? Te rog, nu. Le am eu, dar te rog. Deci eu vreau să te rog, le nu pot să le... Nu poate să apară spații public, sunt eu nicio formă. Eu m-am tot uitat la... Când a ieșit un chițăit, așa, și îmi tremuram tot. Și am zis, bă, dar tu ești dealer, trebuie să fii dur. Te uite la mine, bă, eu cum să fiu, eu nu sunt dur, n-am avut niciodată dur, ce dracu. I'm not a fighter, I'm a lover, știi? Merg, mă, mă vine, mă. Și
Mi-a ieșit un chiței de la și pe mai făcut. După 4 ore jumate am înțeles ce trebuia să fac. După 4 ore jumate? Mă rog, glumesc, vreo două. Nu puteai spune ce licoare ai consumat? Nu, că nu consum. A mers fără consum, nu, fără apă? Doar apă plată și, bineînțeles, cafea, că numai cafea mai mă ține în viață în ultima vreme. Mă rog. Foarte sănătate, bună cafeaua la da, foarte bună. Dimineții, mm-hmm. Da? Și uite, excepțional. Vreau să cer o părere din regie, Rosi, cât timp mai avem, ca să știu cum derulăm povestea cu apropo Seba. Apropo de filmele și de oamenii ăștia care au venit. 20 de minute, mulțumesc, mai avem. Mamă, 20 numai 20 au trecut. Da. Mai vrei să mai... Vreau, nu e ok, e ok și 20 de minute. Nu știu ce Dumnezeu să mai zic. Ce emoții poți să ai? Care da. De ce să ai emoții? Pentru că ai început că cu mama, ai început cu familia, ai început cu alte lucruri și mai mi-ai dat scutul jos. Că aveam pus o scut așa, în care să dăm bine, să zicem lucruri interesante și așa mai departe. Știu, acum îmi dau seama, dar e târziu, îți dai seama. Acum... Nu există scut cu mine aici la Dale Dimineții că facem lucrurile apropo altfel. Că vreau să zic neapărat, eu am idei puține, dar fixe, vreau să zic că vis-a-vis de film și de oamenii ăștia de la Papa Pictures care au promovat județul Nedoara și inclusiv a zice filmuri frumoase au ieșit în Deva aici pe pietonala și peste tot, absolut superbe, care n-au decât să ajute foarte mult. Și poți să dai eu. Rosi drumul la materialele pe care le mai avem în timp ce povestim să se vadă. Și poți să dai drumul Rosi și la interviu cu doamna Carmen Tănase. Am făcut un mic interviu cu doamna Carmen Tănase pe pagina mea de Facebook. Toată lumea suntem pe pagina mea de Facebook, să-mi dați follow, vă rog. Mă ajută foarte mult, vă salut. Ca să-mi gat ideile. Au fost mulți oameni din județul Nedoara, multe firme, mulți oameni de bine. Cu ocazia asta îl salut pe Romi Cărmăzan, care el chiar a fost un pion foarte important și s-a sacrificat extraordinar de mult. El, familia lui, fetița lui, care este o drăguță și a jucat în film într-un rol principal. Apropo de asta, vezi, este extraordinar cum Dumnezeu lucrează. I-am găsit pe copilașii ăștia, inclusiv... fata lui Romi și încă băiatul care a fost rolul principal, niște prieteni foarte mândri ai noștri la fel, nu au o pregătire, nu a fost timpul necesar să facă o pregătire de, nu știu, o perioadă suficient de lungă ca ei să priceapă tot ce se întâmplă. Totul a fost natural, ei au ceva abilitățile astea ca să transmită și probabil exact har de la Dumnezeu, bravo. Dar și cred că și inocența asta copiilor, știi? Și au transmis foarte bine și sunt mândru de ei și vă pup și vă felicit. Și la fel vreau să-i felicit și să le mulțumesc, deși nu știu cât sunt eu în măsură să fac asta, tuturor oamenilor care au participat într-un fel sau altul. Adică cumva ceea ce vedem noi în față este într-un fel, ceea ce se întâmplă în spate este cu totul și cu totul altfel. Și voi care faceți televiziune știți foarte bine asta. Trebuie figuranți, trebuie oameni, trebuie tehnic, spațiu, trebuie mâncare, sănătate, capul, exact, ai o problemă, bravo. Nu ai stres, îți lași problemele la ușă și intri în fața camerelor de luat vederi cu și zâmbetul să fii, exact, pe buze. Pentru că trebuie să transmiți oamenilor starea de bine, că despre asta e vorba. Până la urmă, ăsta e scopul nostru, oamenilor de televiziune, a celor care lucrăm la momentul ăsta în televiziune, să reușim să destrămăm acel voal de nori, de ceață, că plafonul norilor e un pic cam sus și eu tot spun undeva după plafonul norilor există soarele. Corect. Și n-a înțeles nimeni. Atunci hai să o luăm altfel. Aici e ceață. Dăm din mâini, facem loc să vină soarele și să vină partea aia bună, pentru că din păcate trăim vremuri grele. Nu grele, că nu e foame, dragii mei, trăim vremuri grele pentru că ne gândim că în două locuri de pe pământ în momentul ăsta e război. Acum, și unul destul de aproape de noi chiar. Unul e destul de aproape de noi și parcă mai de suflet e cel din Țara Sfântă. Pentru că dacă stăm să ne gândim că dacă până ieri cumpăram produse care veneau din Țara Sfântă,
Dragii mei, vă dau o veste rea. Vor dura probabil ani de zile până o să putem să dăruim cuiva ceva din Țara Sfântă. N-am știut nu asta. Mai există, îți dai seama că comunicarea, oamenii de acolo, frica, teama, nu mai ai. Dacă am fost obișnuiți cu vizitele celor care mergeau și primeai cadouri de acolo, din păcate nu mai există. Asta e un lucru care ne-a dispărut. Dar până la necăjit din cauza asta, să ne gândim că acolo, am văzut astăzi un reportaj, arătau spitale în care nu mai au acces oamenii și multe alte lucruri triste. Astea sunt tristeți adevărate. Nu faptul că nu reușim să ajungem la timp la o emisiune. Corect. Sau că nu reușim să răspundem la un telefon în timp util sau că nu reușim să răspundem la un mesaj. Astea mi se par deja mult prea multe, prea copilărisme când te gândești. Corect. Că acolo undeva în lume poate cineva tremură de frica că oricând casa poate să-i fie distrusă. Întâmplarea face că am fost chiar în Sighetul Marmației în perioada când a început războiul la ucrainieni. Da, și simțeam teama asta oamenilor, simțeam deznădejdea asta. Mulți dintre cei care erau acolo aveau prieteni, i-am murit peste graniță. Era înfiorător, era un sentiment care nu l-am trăit niciodată. Era o teamă, dar nu știu să zic neapărat că era... Era o teamă și pentru ei, dar în același timp era o teamă și compasiune și pentru oamenii care erau de partea cealaltă, pentru că întotdeauna în conflicte, violență și război, toată lumea are de pierdut, nimeni nu are nimic de câștigat. Se întâmplă lucruri vis-a-vis de asta la nivel de lume, sper să nu fie adevărat, dar semnalele vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în Țara Sfântă cu acest război nu sunt deloc bune. Din păcate. Și este foarte multă teamă răspândită în spațiu public, dar cred că asta, cumva, dacă mă întreb pe mine, cumva se și dorește într-un fel, dar nu ne depășește pe noi discuția asta. Important este ca noi să transmitem mesaje bune, asta să transmitem ideea, bucurie, să transmitem încredere, să transmitem noi generații încredere și susținere și că trebuie să fie optimiști și să-și facă drumul lor în viață și că absolut tot ceea ce se întâmplă rău astăzi nu va fi pentru totdeauna, cu siguranță. Tocmai asta era ideea de asta, am început de la începuturile prieteniei noastre. Aș vrea ca cei de acasă să înțeleagă de unde am plecat, de ce te-ai zdrobit să-ți faci și să o afacere, de ce te-ai zdrobit să-ți îndeplinești un vis. Și tu ți-ai împlinit chiar mai multe visuri pentru că ai avut o bază. Și tu îți dorești să lași ceva generației care vine după tine. Exact. Și aici ajungem la interviu. Și eu fac ceea ce îmi place, Ioana. Iartă-mă că te întrerup, deci eu chiar fac ceea ce îmi place. Acum, probabil că o să fie oameni care o să zică da, dă bine la cameră și că trebuia să zic asta. Nu, chiar fac ceea ce îmi place. Și întotdeauna am prezentat povestea noastră la modul adevărat, nu comercial îmbrăcată, cumva comercial fals. Am prezentat-o exact așa cum este, adică și vis-a-vis de domeniile Streiului. Da, noi am început un business micuț, exact ca și familia mea, așa vreau Dumnezeu să fie, pentru că mă gândeam la un moment dat că au fost și pași foarte, foarte grei în toată evoluția asta. E foarte adevărat că Dumnezeu, înainte să te facă un omoresc, te rupe în bucăți. Și s-a întâmplat treaba asta. Și chiar s-a întâmplat și acum, era un pic mai tânăr și atunci, nu că n-aș fi acum, dar lucrurile le vedeam altfel. Și cumva am căzut în partea asta în care îl condamnam pe Dumnezeu, că de ce trebuie să fie atât de greu, că de ce trebuie să fac... Ei, trebuie să fie greu pentru că tot ceea ce obții greu rămâne... prețuiești și rămâne și orice luptă foarte grea, cu cât este mai grea, cu atât victoria este mai savuroasă, știi? Și așa și este, să știi. Dumnezeu întotdeauna știe că ții un șut în fund, un pas înainte. Așa și fost. Așa și fost în toată evoluția, dar nu le vedeam lucrurile atunci, la momentul ăla, așa. Le-am înțeles după aceea, după mult timp. Și dacă tot am povestit, mulțumesc, Rosi, dacă tot am povestit și am ajuns la domenii, dragii mei, vedeți reclama.
vedeți o, un filmuleț, că nu e reclamă. Acum vreau să spun, când l-am sunat pe Sebi să vină la emisiune, mi-a zis, nu-mi cere locuri la Revelion. Nu trebuie să spui asta, de ce ai zis asta? Pentru că e sold out, asta era ideea, că nu e reclamă. Nu trebuie să spui asta. Ideea e că... eu am afacere de, de succes. Felicitări. Să nu uităm să punem P-ul pe ecran, să nu avem vreo problemă cu CNA-ul. Se fac evenimente, au loc acolo evenimente, n-are rost să mai discutăm, că e clar că la momentul ăsta sunteți top. Odată cu asta, da. Și voi ați pornit de la sala de la Marmosim, să da, nu de la Simerea. Noi chiar... cred că mulți oameni nu știu povestea asta, da, am mai spus-o știu, la un moment dat. Am mai spus și eu și au dar rămas mulți chiar așa am plecat. De la sala de la Marmosim, unde și noi am... cu atât mai mult cu cât foarte mulți oameni știind povestea asta, cumva cred că s-a și atras o, nu știu, o energie bună asupra noastră, că la oameni le-a fost drag că am început de acolo și știau toată povestea că am început de jos și cum am început. Correct. Cu greutățile care erau atunci și venea să râd, că mai făceam câte un eveniment, puneam mai draperile la loc, de jos mai treceam la vabil, cum să aveam bani. Să participa la câteva evenimente, da, exact, de la Marmosim. Da, exact, mulțumesc, îi apreciez. Dar să știi că atunci când trebuie lucruri să se întâmple, Dumnezeu îți trimite exact oameni de care ai nevoie. Vorba ta, acum mă jur. Gândesc ce tineri eram. De ce vrei să spune că ești acum? M-ai trecut prin toate stările astăzi, Ioana. Adică eu veneam pregătit să vorbim de Vil și de alte lucruri. M-ai turtit de la început că ai început să vorbești de mami și de... Da? Uite-te, n-am știut. O să mai vin că îmi place. Îți place? Da, deci, chiar îmi place. Deci dacă îți place... Da, nici nu mai plec. Adică stai să înțelegi. Da, am înțeles. Invitatul permanent al emisiunii de acum înainte va fi Sebastian Mercurean. Ai grijă ce faci, că știi că eu sunt aia cu care... va fi o mică problemă cu trezitul dimineața. Dar nu va fi o problemă, că exact începe emisiunea, eu atunci termin treaba și vin direct așa, aici. Așa, vin direct aici. Aveți o canapea undeva? Avem și canapea, avem și nu-i problemă, ne aduce poate, o poate spore, dar te rog niște... să scoateți. Da, tăiem sarmale dimineața, ne apucăm de... Hai să ne... Am făcut rost de, și de mâncare. Altfel transmitem mesajele oamenilor. Mai avem 15 minute, mi-arată Rosi, mulțumim. Interviul cu Carmen Tănase, haideți să îi dau sonor să audă și Seba, poate își mai, îi mai trec gata, mi-a trecut emoțiile. Acum. Gata? Da, nu mai vreau să plec, acum îmi place, deja am început, place? Da. Asta era și ideea. Mă văd și la televizor și îmi place mult. Așa, așa. Așa. Doamna Carmen, felicitări pentru film. Mulțumim, la fel. Aș vrea să știu cum v-ați simțit în județul Hunedoara. M-am simțit foarte bine și mi-a părut foarte rău că a stat doar 3 zile. Că așa a fost piesa. Din păcate, dar tare aș fi vrut să stau mai mult și mi-a părut rău că uite ăștia colegii mi-au stat 2 săptămâni, 3 zile am plecat, făceam muncii de dimineață până seara, dar super, super, frumos, înțeleg unde am filmat, frumos. Înțeleg că v-ați dorit să vă reîntoarceți? Da, da, da. Deci avem unde cele mai frumoase cu noi. Da, dar mi-aș dori să mă reîntorc în vacanță. Să nu mai lucrez, să stau, să mă bucur și eu de locurile alea, că n-am văzut, de exemplu, locul ăla care are multe valori, am zis. Da, 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 grădina din voi, castelul ăla, nu se mai poate, multă vechină frumoasă. Mulțumim și vă, mulțumesc frumos! De tine, dragă. Mulțumesc. Sebi, i-am zis și Sebi, zic și Seba, noi așa, și Seba și Sebi, cred da. Că te-ai obișnuit. Dragul și, meu prieten, da. Cum le... Măi băiete, așa te-ai invitat în lumea bună pe la București. Bă, băiete, am la... băiat tu mințile în cap. Am un prieten care s-a învățat la București. Dacă se uită la televizor în dimineața asta, Marius Mateș, zis speech-ul. Te salutăm. A plecat la București, frate, la cu 300 de zi, s-a mai întors, ia că e după viață. Păi și ăla nu m-a dus. Sper că nu e italian. Nu, că avem treabă mult aici și apropo de asta, acum, de asta eram și așa de aglomerat și de disperat de viață cu timp, că mă strădesc și o să depun un proiect pe fonduri europene și... A zis în sfârșit o să am noroc că în 11 ani de activitate, apropo am 11 ani de activitate, am trecut, am și făcut un mic promo cu chestia asta, foarte emoționant, dar plăcut că am alături de mine oameni de când am început. Ce reclamă mai bună vrei să ai de atât? Adică nu cred că există o reclamă mai bună decât asta. Domnule Estrelor, până la urmă să știi că
esența este despre asta, faptul că cea mai bună reclamă, cred că, într-un business este faptul că oamenii când vin acolo zic, mă simt ca acasă. E mare lucru. Și asta e cel mai important lucru în ziua de astăzi, unde e greu să transmiți emoția. Unde omul vine cu încărcat cu o anumită emoție sau cu oboseală care nu este tocmai pozitivă. Ei, când vin acolo, îi văd că zâmbesc, se simt bine, este un moment plăcut, orele alea care le petrec acolo îi ajută foarte mult să socializeze, să se simtă bine, să-și lase grijile acasă, să mai lase din toate prăpăstile astea și tot ce se întâmplă rău în lumea asta, că nu e chiar așa rău, oameni buni, stați liniștiți, sau cel puțin nu la noi, da? Și trebuie să mai și zâmbim, știi, că dacă stăm încruntați, facem riduri, atragem rău și ni se pare că se termină lumea. Cea mai bună reclamă este asta și în spate la tot ceea ce vedeți voi acolo în față, frumos pozat și filmat de către un băiat profesionist pe care îl salut, Petru, te iubesc, faci o treabă excepțională. Îi mulțumim și noi lui Petru, foarte multe materiale ne-au parvenit un copil foarte bun, tânăr și foarte bun. Oamenii ăștia sunt de fapt domenii străiului. Pentru că noi venim în față, mi-a luat și un training nou și da, și vin în față, mă ocup de tot ceea ce înseamnă, de ce ar trebui să fac eu până la urmă, dar sunt extrem de mulți oameni în spate care lucrează foarte mult. Și apropo de asta, că acum dacă tot nu e genul ăla de emisiune care trebuie să spunem ce trebuie să spunem, să știi că sunt momente și o chestie, uite, foarte, foarte simplă, așa, care nu contează pentru cineva în mod deosebit, dar pentru mine contează foarte mult și m-a emoționat teribil. La un moment dat, fără să vreau, și sincer, fără să vreau, auzisem o discuție dintre una dintre fetele mele foarte harnice, pe care o salut și o iubesc și mulțumesc mult pentru tot ce face. Îi zicea, era perioada după pandemie, când am fost extraordinar de aglomerați, așa 6-7 din 7, îi zicea, cred că vorbea cu copilul ei și avea o problemă, febră sau ceva se întâmpla cu copilul, și zicea, aș veni, mamă, dar nu poți să-i las pe oamenii ăștia că avem mult de lucru. Ai prins-o? Da. Ai înțeles? Da. Deci, situații care, cum să zic, sunt nuanțe mici, dacă stai să te gândești, așa, eu cumva, poate poți să treci peste simplu, e o mică chestie care a zis-o, dar de fapt e o foarte mare chestie care a zis-o, știi? Pentru că și ei sunt oameni, asta uită toată lumea, știi? E adevărat, ok, ne străduim să oferim cele mai bune servicii, pentru că ne place ceea ce facem și asta este în ADN-ul nostru și de asta suntem acum pe piață și asta am spus-o și ți-am spus-o și ție că suntem prieteni de atâția ani și o spun tuturor oamenilor, o să fac lucrul ăsta atât de cât îmi place, pentru că nu poți să-l faci la modul ăsta dacă nu-ți mai place. Dacă îl faci strict ca un business, eu nu pot să-l fac. Pe mine m-a afectat sufletește și mă afectează sufletește și m-am încărcat sufletește cu toate emoțiile oamenilor, pentru că e cumva cea mai frumoasă meserie din lumea asta. Corect. Ioana, sunt mulți oameni, deja noi suntem cât de cât trecuți prin viață. Corect. Ar trebui să zicem înțelepți, dar vezi tu că înțelepciunea o dată cu trecerea oamenilor este un bonus. Dar nu a fost invers și la mine și la tine, noi am fost înțelepți la 20 și un pic și am luat-o invers. Asta este chiar un bonus, știi? Dacă se întâmplă, se întâmplă, dacă nu, asta e viața, te prefaci. Da. E drag să-i văd pe oameni, pe părinți, când își văd copiii, cumva am impresia că după tot stresul care se întâmplă, bă, să vină lumea, o veni mătuși, dar nu mă pune cu ăla, pune-mă cu ăla, nu știu ce, discuțiile alea, nu știu ce, dansul, mirea și mirea. E momentul care îi văd pe ei că dansează oficial în postura asta de soț și soție, atunci se declanșează ceva în părinți. Știi, da, atunci emoția, le văd în ochi, deci ochi. Dacă ai dorința să vezi lucrul ăsta, se vede în ochiul omului că parcă derulează așa toată viața, de când l-a văzut mic, când nu mai crescut și mai departe. Atunci este un moment în care ei realizează, bă, copilul meu e o mare. Gata, e la familia, la casa lui. Uite, de mâine trebuie, știi, e greu. Tata Mirelui se gândește la filmul vieții. Exact. Marea majoritate am eu curiozitățile mele prin prisma firii mele. Foarte bine. Și mereu vreau să văd ce simt părinții și mereu îi întreb. Tații mirilor au mereu filmul vieții în momentele acelea și își dau așa seama este. La câte greutăți, la ce urmează, la nașteri, la da. Certuri, la boacăne, la rate, la salari. Da.
Mamele sunt lucruri normale. Se uită, mamele de fiice, soacrele mici. Nu e adevărat, glumesc, foarte de treabă. Era așa. Unde-i camera? Hai că pe ele, mine? Da, ele sunt foarte, foarte de treabă și le iubim foarte mult. Da, nu, ele nu greșesc niciodată, au da, tot timpul da, dreptate, să știți. Da. Soacrele mici. Da. Soacrele mici, ele sunt cele mai importante, da, la tot ce față face. Nu vă iubim și aveți dreptate. Da. Ioana glumește, să știți. Te rog, nu mă îngreuna viața, Ioana. Te rog, nu mai greșesc. Soacrele mici, asta se gândesc, mamă, m-am aranjat. Sunt atente la detalii. Mai mult decât domnii, ele sunt mai atente puțin la detalii și ne ajută foarte mult, de foarte multe ori în organizare. Greșe. Exact, da, mulțumesc. Da, 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 te-am scos. Bine, și să ne toace, e adevărat că ne mai toacă. Acum, ce să vă zic, vrei să vă mint, ne toacă câteodată. Dar să... nu, ne place, să știți, ne place foarte mult asta. Mie mi-ar place să blumim, facem blumim, un filmuleț cu blumim, fețe blurate, nu o, da, așa, dar realizarea unei nunți, 5 minute. O, asta este idee genială, să știți, foarte frumos. Tare film ar fi foarte, foarte frumos, de la modul natural, așa să le vezi. La modul natural. Și va fi drăguț și pentru ei, da, să vadă asta. Cel mai frumos lucru care mi se întâmplă de-a lungul timpului și asta spunea că nimic nu este întâmplător în viața asta, Dumnezeu așa rânduie toate lucrurile. Țin minte că la un moment dat am făcut noi o campanie pentru Darius în Oroștie, un băiețel care, mă rog, a avut o suferință la un moment dat și ne-a mobilizat și prin niște prieteni la Radio Color, cu Sorin, cu o grămadă. Ce vremuri faine. Și ce, să ne ce mai vrem, adunăm, că așa, uite, eu m-am cine întors. Crezi că mi-a intrat prima dată în sală la Marmosim când aveam? Cine crezi că mi-a intrat prima dată la primul eveniment care l-am avut acolo? Darius. Cine? Darius. Darius, Doamne ajută! Și uite că a fost semn. Ben, tu realizezi? Da, în clipa asta. Uite, asta n-am tu realizezi, uite că mi se ridică părul pe mine și uite, asta el era într-o situație atunci de sănătate extrem de dificilă, adică, hai să spun, era Doamne așa de viață Sibie, și de moarte. Dar primul eveniment care l-am făcut acolo și era cineva din Simeria, nu-i cunoșteam pe oamenii aia, dar erau neamuri cu părinții copilului și copilul a intrat în sală. În prima fază am crezut că mi se pare. Și după aceea când am auzit, am zis, hai de capul meu, e bine. Doamne ajută, a fost semn bun. Dragii mei, încă o dată mi se confirmă, așa cum v-am spus, Sebi a rămas același om pe care l-am cunoscut, chiar mai haios, felicitări, te-a ajutat. Ce știu și bancuri, să știi. Dacă, da, facem o emisiune cu bancuri trebui, într-o dimineață. Uh-huh. Uite, eu vin cu o propunere în direct, nu cu o promisiune, dar eu vin cu o propunere în direct. Să luăm și Peneluțu într-o dimineață. Oh, ce mi-ar plăcea. Și să facem o emisiune toți trei aș din amintiri, foarte, din foarte copilărie. Aș fi vrut să o invităm, poate răspunde provocării, chiar și Corina să vină alături ar de noi. Ar fi super. Am fi așa. Și chiar și Flavia să ne povestească despre frumoasa ei afacere, pentru că pune și ea la momentul ăsta. Mie asta îmi place la această familie. Fiecare cumva aduce un aport de bine, dragii mei, în tot ce se întâmplă în această familie armonioasă, această familie, nu vă gândiți că nu mai au și ei clinciuri, mă no, bine, îți dai seama. Dar noi râdem între oameni, zice că tot e frumos, după aceea ne împăcăm. Cred că greutățile te leagă, eu asta zic. Obligatoriu. Obligatoriu și trebuie să ai înțelepciunea să treci peste ele și trebuie să accepti că nici tu nu ești perfect până la urmă, dar cea mai mare binecuvântare că vorbeai de Eliana și chiar mă gândeam în timpul ăla câți dintre prietenii și cunoscuții noștri sunt plecați în afară. Eliana și soțul ei și nu mi-aduc aminte. Petrișor, da? Petrișor. Petrișor, fratele cu mustața aia lui neagră, așa, pana corbului. Locuiește încă la Cucuiș, cred. Da. Voi aveați la un moment dat un punct de livrare a pâinii chiar lângă blocul unde eu m-am mutat, în micro 2. Și ai luat pâine Eliana de la... Eliana și Petrișor erau acolo. Dar luai pită de la noi sau... Luai pită de la noi? N-aveam nicio șansă altfel. Ah, ok, așa mă gândesc și eu. Îmi cafeaua cu Eliana mi se pare obligatoriu. Au fost dor de ei și dorul ăsta, să știi, Ioana, că dorul ăsta cumva cred că ne influențează și parte din agitația asta noastră, din nebunia asta cotidiană și din toată graba asta spre nu știu ce, că încă nu știu să devine spre ce, să știi că se datorează și la asta. La faptul că, uite-te și numai la noi în județ și în toată țara asta, sunt atât de mulți oameni plecați în afară sau în alte orașe mari,
e destul de greu până la urmă și cred că e foarte, foarte greu și pentru oameni, pentru părinți sau pentru bunici sau pentru oameni în vârstă să nu-i aibă la masă, să nu participe la faptul că, te salută în rosit, te iubim, să participe la faptul că nu-i văd pe nepoților crescând. Corect. Și asta e o mare problemă, cred eu, până la urmă. Dar noi suntem aici, ținem steagul sus, ținem steagul sus și le spunem, bă, așteptăm acasă. O să facem tot posibilul ca să fie bine. Mai avem de povestit, aș mai putea face încă cel puțin o emisiune cu Seba, o altă aventură de-a noastră politică, câțiva ani of. De politică. Of, dar of. Asta în altă dimineață, cum ne-a influențat politica, fără să dăm nume, nu suntem în campanie, nu facem campanie nimănui, nu spunem din ce partid am făcut parte, dar am putea să dăm ani înapoi, într-o altă dimineață, să ne aducem aminte de anii de politică, sigur. De tot ce a fost, pentru că am fost și acolo, Ioana, lucruri, uite, frumoase. Vis-a-vis de politică și speram cumva să mă deschid subiectul, da? Trece peste, da, nu e ok, nu nicio problemă. Un minut. Și politică, perioada de politică, eu sunt unul dintre oameni care sunt împăcat, adică acum la momentul ăsta pot să zic copiilor mei, bă, eu am încercat. Eu am fost acolo, am încercat să schimb lucrurile din interior, pentru că din afară toată lumea mai dă dracu, că nu mai așa mai departe. Ok, nu mai faceți asta, sunt jurați aleși, implicați-vă. Eu am fost un dintre oameni care m-a implicat, sunt împăcat sufletește că am încercat, nu e pentru mine. A mers pe drumul meu, cu siguranță nu, că eu vreau liniște, nu mă mai provoca, te rog, și vreau liniște și să trăiesc liniștit și să fiu alături de familia mea și de părinții mei cât îi mai am, Dumnezeu să-i țină sănătoși cât mai mulți ani și de copilașii mei, dar vreau să-ți lansez o provocare, o chestie care am spus-o și atunci când am făcut interviu cu doamna Carmen Tănase. Vreau să cumva să dăm un val noi de aici împreună vis-a-vis de faptul că ar trebui să vorbim mai mult despre județul nostru. Știi? Adică să trecem un pic peste chestia asta în care vedem doar neajunsurile și partea goală a paharului și să vedem și să vedem și partea plină a paharului. Corect. Și cumva, nu știu, dacă tu ai început emisiunea, cum ai început-o, da. Trebuie să-ți lansezi și o provocare și o să te rog pe toți oamenii care vin aici și cu care ești în contact să-i pui să spună fraza asta simplă. Sunt mândru că sunt hunedorian. Ei, uite o provocare de la Sebi Mierculean. Foarte simplu, da, oameni. Foarte frumos. Sunt mândru Ioana, că și dacă sunt... nu cred asta, și dacă nu cred asta, și noi o credem pentru că suntem aici, am rămas și mergem pe calea safirelor albe, da, ne-am rămas în județul Hunedoara să facem lucruri aici. N-a fost ușor, nu va fi, nu contează, ne descurcăm. Sunt mândru că sunt hunedorean. E foarte simplu. Din partea lui Sebi, o să țin minte și o să lansez provocarea. Uite, îți promit. Eu nu sunt hunedoreancă, dar o spun și aici mi-o la revedere pe foarte repede înainte. Sebi, îți mulțumesc. Am lansat provocarea. Sper să ne vedem cu toții aici. Cu mare drag, oricând îți mulțumesc pentru invitație și pentru toate vorbele frumoase la adresa familiei mele. Și... tu mă cunoști, eu nu știu să spun vorbe frumoase decât dacă le cred. Și cred, dragii mei, că această familie frumoasă mai are multe de spus în acest județ, județul Hunedoara. Eu nu sunt hunedoreancă, o știți, sunt născută în județul Alba, dar pentru mine astăzi acasă înseamnă județul Hunedoara și mi-au la revedere cu un singur gând. Mă bucur că m-am întors acasă, mă bucur că am ales acasă, aici, în județul Hunedoara. Mâine dimineață o vom avea alături de noi pe Ioana Câmpian, știți, psiholog. Vom găsi calea de mijloc între o perioadă frumoasă de distracții, mai de concedii, și de liniștea sufletească, pentru că suntem în postul Crăciunului. Vă iubesc pe mâine dimineață la 7 fix, aici, la Dale Dimineții. Hunedoara 1 TV. Vă pupăm!